În contextul războiului din Ucraina, tot mai mulți oameni se îndreaptă cu gândul la ce mănâncă soldații de pe front. A ajuns virală pe rețelele de socializare o filmare în care este exemplificat acest lucru. Cum este pregătită mâncarea pe frontul din Ucraina? Acum vom pregăti mâncarea în câmp pentru aproximativ 500 de persoane din cadrul armatei. Să vă arăt cum facem asta. La aceste plite mobile gătim zilnic. Aici macaroanele se fierb 3-4 minute. Deschidem conservele cu carne și le încălzim. Asta este plita noastră. Ăsta este cuptorul. Tăiem ceapa și morcovul și le călim. Punem în farfurii. Coacem pâine. Este rețeta foarte simplă, cu făină, apă și sare și iese o pâine foarte bună. Facem multă, că avem armata mare și toți vor să mănânce. Все подаем.